Avocatul Ioan Chelaru, la marcarea a 35 de ani de carieră, a evocat în fața presiei amintirile sale despre momentul intrării în avocatură când făgea staciatura la renumitul avocat romașcan Nicolae Ilie. Povestea actualului doctor în drept despre primul său proces are nota ei de savoare memorialistică. După ce am început activitatea, o lună și jumătate n-am avut clienți. Veneam în fiecare zi la servici. Mă așezam, era o canapea la vechiul, acolo unde aveam, era camera avocaților, toată lumea alerga la procese, toată lumea stătea de vorbă și eu mă uitam în stânga, mă uitam în dreapta, mai intram în sală. După vreo lună am venit acasă, evident marcat de acest lucru, și i-am spus soției mele, eu se întâmplă ceva, eu totuși am învățat atâta carte, am impresia că ceva se întâmplă, nu știu ce trebuie, că pe mine nu mă caută nimeni. După o lună și jumătate de la prezentarea la post, tânărul avocat Ioan Chelaru a primit din partea maestrului său un prim proces în care client era un țigan amărât din cartierul Bălcescu, lovit de un vecin. După o lună și jumătate, maestrul meu m-a chemat într-o zi și mi-a spus, zice, vino că vreau să-ți dau un client. M-am emoționat, m-am dus, m-a prezentat un cetățean din Roman, un rom. Le aduc aminte, vă spun și cum îl cheamă Ghimpu Gheorghe, din Bălcescu, pe care îl bătuse un vecin. Era o lovire simplă, cum se spune la noi în lumea noastră. Am stat de vorbă două ore, i-am ascultat toate poveștile și cele legate de dar și altele. După două ore, după notele respective, am dus la maestru, i-am explicat speța, la care maestrul meu, după ce m-a ascultat, m-a întrebat, dar când s-a întâmplat? Nu întrebasem esențialul. Plângerea pentru o asemenea faptă se face în două luni de zile din momentul săvârșirii fapte. Uitasem esențialul, nu era o chestiune tardivă. A fost primul meu client și vreau să vă mai spun ceva, dacă tot m-a stârnit. Ghimpu Gheorghe l-am avut client și l-am apărat gratuit cât timp eu am fost la bară, la vreo 20 de litigii. Începând de la furturi de cai, până la divorț, partaj și alte chestiuni. Gratuit a fost clientul care a beneficiat, eu nu mai știu acum dacă este mai trăit sau nu, dar care a beneficiat de asistență, de asistență gratuită. Astăzi, doctorul în drept Ioan Chelaru poate privi cu detașare asupra unei cariere prodigioase de 35 de ani în care, ca orice avocat de succes, a avut cauze câștigate, dar și cauze pierdute, pentru că nu poate exista cariera avocățească numai cu procese câștigate. Primul său client, Gheorghe Ghimpu, se pare că i-a purtat succes în carieră și l-a apărat gratuit nu doar din considerente umanitare, ci poate și dintr-o doză de superstiție.